Ucrainienii au simplificat procedura de ieșire din țară pentru cei care fug din calea războiului. Autoritățile din țara noastră spun că pot să preia aproximativ 400 de persoane pe oră. Am discutat și de posibilitatea de ajutor și alte variante de ajutor necesar de materiale și fluidizarea traficului de imigranți care vin încoace. Ei astăzi la ora 11 au luat o hotărâre, Comandamentul Militar de Grăniceri al Ucrainei, să simplifice procedura ca să se înțeleagă bine, că la noi cred că a fost o neînțelegere la ultima mea declarație. Doar arată pașaportul și pot veni mai ușor. La noi, la graniță, sunt verificați. Cei care au documente românești intră pe o anumită filieră, sunt preluați și dus în interiorul României, iar cei care nu au documente intră pe cealaltă procedură de amprentare. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit duminică cu guvernatorul regiunii Cernăuți, Serghii Osaciuc, pentru a discuta despre modul în care pot fi trimise în țara vecină ajutoare pentru ucrainieni. Dacă puteți, există foarte mulți oameni cu alimente, cu pachete multe dincolo, și dacă putem intra să vi le lăsăm să le distribuiți și în interior, am fi bucuroși. Mă rog să mă credeți că sunt coloane de mașini care vin cu ajutoare. E cele coloane mașini care prinosit dopomogă. Și am pus poliția de circulație să dirigeze traficul pentru că blocăm vama. І з другого боку вже існують проблеми, є поліція, яка намагається організувати рух транспорту. Avem un dispecerat în vamă care răspunde la telefoane mereu. На таможні є центр кол, де постійно відповідають люди на телефонні дзвінки, які пропонують цю допомогу. Lumea este foarte mobilizată să vă ajute. І з румунської сторони люди дуже сильно піднялись, мобілізувались. Și mă gândesc să organizăm să intrăm cu mașini cu ajutoare către dumneavoastră. І було б добре, якщо можна було б машинами заїхати і залишити цю допомогу. Asta din partea județului Suceava. Це з боку Сучаського повіту. Se intenționează ca Cernăuțul să devină un hub de ajutoare umanitare pentru Ucraina. Și atunci am cerut o siguranță. Cum să ne comportăm cu aceste ajutoare? Pentru că aici deocamdată e vorba de microbuze, dar intenția este să aducem multe ajutoare, multe tiruri, și au împuternicit domnul Saciuc, guvernatorul, și a împuternicit viceguvernatorul pe Artur Muntean ca să rămână aici în Vama Porubnie să se ocupe de dirijarea acestor ajutoare umanitare care vin din România.